Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint un stir fry cu pui. Dacă sunteți pentru prima oară aici, nu ezitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă. Am început cu o seară înainte prin pregătirea marinatei. Am adăugat într-un bol 6 linguri de sos de soia și 2 linguri de oțet de orez. Am curățat aproximativ 2 cm de ghimbir proaspăt, iar apoi l-am tocat și l-am adăugat în bol peste sosul de soia. Apoi am adăugat 2 căței de usturoi zdrobiți ușor. Apoi am tăiat fâșii subțiri, o jumătate de piept de pui. La final am amestecat fâșiile de piept de pui cu sosul de soia și restul ingredientelor și l-am lăsat la marinat peste noapte în frigider. A doua zi am pregătit legumele pentru stir fry. Am tăiat felii 3 ciuperci brune. Am pregătit aproximativ 100 de grame de brocolini. De această dată am ales să folosesc doar floretele. Desigur, poate fi folosită și tulpina, însă eu de această dată nu am folosit-o. Am tăiat felii subțiri 2 cepe verzi. Am tăiat bastonașe subțiri pe diagonală un morcov. Am tăiat felii subțiri 2 căței de usturoi. Iar la final am pregătit o bucățică de aproximativ 1 cm de ghimbir, pe care l-am tăiat bastonașe cât mai subțiri. Am adăugat aproximativ o lingură de ulei într-un wok. Iar când a fost fierbinte, am adăugat ghimbirul și usturoiul. Și l-am călit bine pentru aproximativ 2 minute, având grijă să nu se ardă. Apoi am adăugat ceapa verde, brocolini și morcovul și le-am sotat pentru aproximativ 3 minute. Apoi am adăugat ciupercile și le-am sotat și pe acestea pentru încă aproximativ 3 minute. Apoi am adăugat pieptul de pui din marinată, încercând să nu adaug usturoiul și ghimbirul. Am amestecat bine și le-am lăsat la sotat pentru aproximativ 10 minute, până când puiul a fost gătit, iar apa ce a lăsat-o legumele s-a evaporat în totalitate. Amestecând frecvent pentru a mă asigura că legumele nu se ard. La final am adăugat aproximativ o lingură de sos de soia, o lingură de oțet de orez și puțină pastă de roșii. Am amestecat bine până au început să formeze un sos peste legume și pui. Acest stir fry poate fi servit alături de noodles sau de orez, însă eu de această dată am optat să-l servesc simplu. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să-mi lăsați un like și un comentariu. Iar dacă doriți să vedeți mai multe, nu ezitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă.